Nu știi dacă ar trebui să devii membru pe acest canal? Severina, adică subsemnata, îți dă 7 motive pentru care să devii membru pe acest canal. Primul este superbitatea acestor emojiuri. Voi ați văzut emojiurile de la mine de pe canal? Sunt super. Plus că pe măsură ce trec lunile, vi se schimbă culoarea fetiței din fața voastră. Nu e așa că e superb? Mulțumim Nightmare pentru toate aceste emojiuri și bineînțeles și lui King Andrei pentru că ne-a făcut emojiul special de Crăciun. Mulțumim foarte mult! Bun, pe lângă toate aceste emojiuri frumoase, superbe, așa, care vă apar în față și pe care le puteți folosi în timpul live-urilor și nu numai, chiar și dacă vreți să scrieți un comentariu cu ceva, mai este o chestie mișto. Sunteți pregătiți să trecem la numărul 2? Eu zic că da. Numărul 2 este live-ul special pentru membrii, în care de acum încolo pot discuta și scrie doar membrii în chat și care va fi o dată la 2 săptămâni. Miercurea de la 19:37. Așa că să nu mai întrebați acolo pe live-uri de ce nu începe live-ul, că nu pot să pun direct 19:37. Deci o să-l programez la 19:30, dar o să înceapă la 19:37. Sper să mă țin. Voi ce credeți? O să reușesc? Voi juca doar cu voi, că doar voi veți putea scrie. Și în cazul în care nimeni dintre voi nu vrea să joace pe acel live, nu este nimic. Voi juca singurică. Trecem la motivul numărul 3, care va fi un video special pentru membrii pe lună. Voi pune așadar, o dată pe lună, un video special pentru membrii. Nu mă întrebați cu ce, probabil voi face o postare. Cu ce vreți să fac un video special doar pentru voi? Și voi trebuie să-mi răspundeți acolo. Nu e așa că e minunat? 4. Chiar dacă fac live-uri pentru toată lumea, prioritatea la joc de acum încolo va fi a membrilor. Deci, dacă vrea un membru să se joace, el va juca cu mine. Dacă se umple squad-ul de membri la Fortnite, n-am ce să vă fac. Data viitoare trebuie să fiți și voi membru, dacă vreți să jucați. Apropo de asta, Severina pe shop. Se știe. Severina pe shop, se știe. 5. Anumite videouri pe care le voi pune, pentru că o să încep să pun videouri, vor fi disponibile pentru membrii mai devreme. Nu m-am gândit încă cu cât. Probabil cu o zi sau câteva ore. Habar n-am. O să mă gândesc. Poate îmi lăsați și voi sugestii. 6. Ceva nou. La 6.000, 7.000, 8.000. Din 10 în 10 până la 10.000 și după aceea ne mai schimbăm, vedem noi cum. Când ating sumele astea de abonați, voi face un giveaway special pentru membri. Nu știu cu ce, tot așa mă mai gândesc, dar la aceste giveaway-uri nu pot participa decât membri. Sau dacă mai fac anumite giveaway-uri așa pentru toată lumea, la unele dintre ele voi mai crește șansa pentru membri. Iar pentru 7 avem aceste nebunii, acestea sunt emojiurile despre care v-am vorbit. După aceea, nebunul sevenist, prioritate la joc atunci cu joc off-stream. Da, am mai ținut cont de chestia asta. Când știam că sunt seveniști, da, nu prea am așa mult. Nebuna umbriță, dau 1v1 cu voi. Știu că e un băiat care și-a luat nebuna umbriță și s-a rugat de mine să dau 1v1. Și eu atunci nu puteam, că aveam nu știu ce treabă. Vreau să îmi spui, dacă mai ești pe canal sau așa, că vreau să dau 1v1 cu tine. Îmi pare rău că nu am dat până acum, dar... Nu știu, nu te-am mai găsit pur și simplu, am încercat să te caut și pe Discord, peste tot. Haide cu fabulosul dacă vreți premii. Și nebunul nebulos, postez pe canalul meu video de gameplay cu voi. Se pare că mai avut niște fabulos sau nebulos și le-am spus să postăm sau așa, dar nu au vrut, dacă nu au vrut. Acestea sunt toate beneficiile. Uite, și Cristina face live cu membrii, cum am zis și eu că o să fac. Serverul meu, nebunii, are 745 de oameni. Doamne, ajută cu 777. Puteați face și Cristina live. Dați și video când mi-arunca mădă cu portocala în cap. Super. Aici aveți nebunel. King Andrei. Aici veți fi voi. Uitați. Nebunel. King Andrei, tovarul și un micnuț. După aceea, Albertino și Edi, cred că au membru. După aceea avem nebunul sevănist, care este Răzvan acum. Nebunul șmecher, care este doar Bursucalin. Și... ceilalți, uite, și Abonation of the Month. Deci aveți roluri chiar bune aici, cel mai sus, n-am ce să spun. Deci e de bine, apăreți sus aici pe server cu atâția oameni, dacă vreți să flexați chestii. Cam astea sunt beneficiile membrilor. De-abia aștept să joc alături de voi pe live-urile de membri și verificați următoarele postări, pentru că vor fi câteva întrebări pentru voi, membrilor. Ce mai aștepți? Ia-ți membru chiar acum!